trăiască Domnul. Amin. Binecuvântată să fie stâlpina mântuirii noastre. Avem în această dimineață acest har special de a sta în prezența lui Dumnezeu. Vă aduc aminte, frații și surori, că este un privilegiu deosebit. Noi nu realizăm cât de binecuvântați suntem în această dimineață să stăm în prezența celui preanat. În prezența Creatorului. În prezența unui Dumnezeu veșnic sfânt, lăudați să fie nume. Și acest Dumnezeu se coboară la fiecare din noi în această dimineață. Asta mă uimește pe mine. Bunătatea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu măreț alege să stea de vorbă cu mine în această dimineață. Aș vrea să vă uităm acest lucru. Vreau minutele care urmează să binecuvântăm casele noastre prin rugăciune. Auzim cu fiecare zi de viață pe care Dumnezeu ne-o dă, cum tot mai multe familii se destrau. Tot mai multe cazuri de divorț. Tot mai multe probleme care sunt în familie. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. Avem nevoie de echilibru spiritual în fiecare casă. Avem nevoie de protecție în fiecare casă. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Și să-și continue lucrarea de mântuire începută în familiile noastre. Însă face Dumnezeu acest lucru când eu și tu alegem să ne temem de El. Să ne punem încredere în El. Și aș vrea să mă opresc la un cuvânt și cu acesta să închei Psalmul 128. Uitați cum începe Psalmul acesta. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrurile mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște răstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Doamne, ajută-ne să ne temem de tine. Și atragem binecuvântări prin asta în casele noastre. Vă invit, ridicați în picioare, cu toată ființa noastră, să binecuvântăm familiile noastre. Amin. Unește poporul tău, trezește-i la adevăr.